sunt tineri și motivați, însă își cunosc foarte bine meseria și sunt uniți când vine vorba despre riscuri sau greutăți. Este vorba despre o echipă bine pregătită de agenți imobiliari care s-au decis să își unească forțele într-o singură afacere. Ideea acestei afaceri a pornit în anul 2011, când eu împreună cu ceilalți patru asociații mei, noi lucrând, activând în domeniul imobiliar, fiecare dintre noi de peste 5, 6, 7, 8 ani, ne-am gândit să ne punem forțele și să dezvoltăm afacerea asta pe domeniul imobiliar, fiecare aducându-și aportul individual, fiecare cunoștințele acumulate în timp și încercând ca fiecare dintre noi să ne axăm pe un anumit segment din piața imobiliară, astfel încât să reușim să acoperim o mare parte din acest domeniu pe județul Constanța. Și chiar dacă în afacere au pornit la drum mai mulți asociați care și-au unit forțele și-au pus la comun cunoștințele și și-au împărțit în mod egal responsabilitățile, situația nu a stat pe roze de la bun început. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre un business cu imobiliare demarat după ce criza economică din 2008 a afectat iremediabil piața tranzacțiilor cu terenuri și nu numai. Cu toate acestea, însă, partenerii nu s-au descurajat. I-au ținut împreună optimismul, experiența, dar mai ales dorința de a reuși. Începutul a fost greu ca în orice afacere pe care o începi, însă zic eu că ne-am mobilizat și ne-am organizat bine de la început și am reușit să ne și dezvoltăm profitul reinvestindu-l în constant în activitatea noastră și dezvoltându-ne practic de la an la an. A fost nevoie de multă muncă pentru ca cei 5 asociați să aducă afacerea acolo unde se află acum, un real competitor pe piața afacerilor de acest gen din Constanța. În fiecare an se simțeau însă îmbunătățirea ale activității, începând cu sediul firmei și până la numărul angajaților. Am început cu un birou mic, în următorul an am schimbat locația, am activat un spațiu mai mare. Fiecare dintre noi am mai făcut angajări. Am mai angajat agenți imobiliari care să ne ajute în activitatea noastră zilnică și să zicem că suntem pe drumul cel bun. Iar ceea ce a făcut într-adevăr nu numai ca firma să reziste pe piața de profil, ci să și prospere și să se și dezvolte, a fost tocmai faptul că au fost uniți. Cred că practic asta e cheia, asta e avantajul nostru, pentru că suntem toți cinci pe aceeași lungime de undă, cu același scop, fiecare dintre noi cu dorința de a ne dezvolta această afacere, dar și noi individual, și având același obiective cu toții, cred că asta a fost cheia succesului nostru, să zicem. Așa că este o concluzie firească faptul că dacă ar fi să o ia de la capăt, toți cei 5 parteneri să facă exact același lucru, să ia aceleași decizii și să dezvolte afacerea în exact același format. Bineînțeles, fără doar și poate. Da, da. Este, cred că este cea mai bună variantă la ora actuală. Cred că este varianta care ne ajută să ne dezvoltăm într-o piață imobiliară destul de greu, aș putea să-i spun, cu care ne confruntăm acum. Așadar, Bogdan Anca și asociații săi confirmă încă o dată principiul potrivit căruia nu trebuie neapărat să mergi pe cont propriu pentru a reuși în lumea oamenilor de afaceri.